dragii mei, vreau să fac și eu ceva pentru țara mea. Acestea sunt cuvintele care îi sunt atribuite Măriucăi Zaharia. Ea și-a pierdut viața în bătălia de la Mărășești în urmă cu 100 de ani. La Mărășești s-a dat cea mai grea, mai îndelungată și mai eroică bătălie din timpul primului război mondial. Pe locul acela s-a înălțat un monument impresionant, un mausoleu închinat eroilor. În el se află și mormântul unei fetițe, Maria Ion Zaharia. Să vă explic, dragii mei, de ce se află așezată acolo, la loc de mare cinste, printre osemintele a zeci de mii de ostași eroi jerfiți în luptă. Maria, sau cum o alintau prietenii Măriuca, trăia în satul Răzoare, la casa bunicului ei, Ion Zaharia. Și acolo se da o cumplită bătălie între armata română și cea germană. De aceea, satul a fost evacuat, adică toți sătenii și-au luat ce au putut fiecare și au plecat în altă parte, la adăpost în munți. Numai Moș Zaharia a rămas în casa lui. A săpat șanț adânc în livadă. Aici se ascundea ori de câte ori nemții bombardau satul. S-a întâmplat ca soldații români. Să instaleze un post de observație tocmai în nucul cel înalt și stufos din livada lui Moș Zaharia. Un ostaș urca în vârful acelui pom, se așeza pe ramurile mai groase, ascuns în frunze, și de acolo, cu un binoclu, supraveghea mișcările dușmanului. Ceea ce vedea, povestea sergentului care sta jos la tulpina nucului cu receptorul telefonului în mână. Sergentul transmitea artileriștilor prin telefon cele văzute. Așa se întâmpla multe zile și nopți din nucul lui Moș Zaharia. Artileriștii au aflat și au știut unde să lovească pe inamic cât mai bine ca să nu poată înainta. Măriuca păștea o capră și un ied în livadă și se afla tot timpul în preajma celor doi ostași observatori. De multe ori s-a suit în nuc, lângă soldatul cu binoclu. Vezi, măriucă? Acolo sunt tranșeele nemților, arăta ostașul. Dincolo, vezi? Se pregătesc de atac. Și Măriuca auzea cum sergentul vorbea la telefon cu artileriștii. După câteva minute, tunurile începeau să bubuie iar ghiulelele cădeau și prăpăt făceau în rândurile dușmanului. Astfel, Măriuca a deprins bună parte din meșteșugul observației și pentru că avea ochii foarte buni, îl ajuta pe observator. Bădie ostaș, eu văd mulți dușmani acolo lângă arborii aceia. Ai dreptate, Măriucă, te fac observator, numai că nu o să găsesc o cască pe măsura capului tău. Dar în a zecea zi de luptă, germanii au descoperit observatorul din UC și au început să-l bombardeze cu ghiulelele mari cât cofele. Ostașii, Moș Saharia și Măriuca s-au adăpostit în tranșee. Exploziile zguduiau pământul. Răpăiala mitralierelor și apuștilor puștilor sfărâmau văzduhul parcă ar fi fost de sticlă. Sergentul telefonist a comunicat unarilor ne-a descoperit dușmanul. Bombardamentele lui distrug nucul. Nu părăsiți postul, a ordonat ofițerul. Ai noștri pornesc curând la contraatac. Încă vreo două ceasuri, printre explozii, cei doi ostași au continuat să transmită știri artileriștilor, iar nucul era tot mai tare zdrelit de bombe. La un moment dat, o schijă a ucis pe ostașul observator. Deși o chinuia spaima, Mariuca, s-a urcat ea în nuc printre crengile rupte, urmărea mișcările dușmanilor și le anunța pe sergent. Să tragă la 600 de metri, mai la dreapta, așa, acum e bine. Dar dușmanii, mulți și tot mai furioși, înaintau mereu, mereu printre explozii. Deodată sergentul telefonist a gemut. Mariuca, sunt rănit. Fetița a coborât repede. Sergentul i-a întins receptorul telefonului și a zis cu glas stins, telefonează tu. Apucând receptorul, Măriuca a strigat, trageți, trageți la 300 de metri, trageți că s-a oprit. Da, eu sunt Măriuca, țineți-i așa sub ghiulele, mă urc în uc să mai văd ce fac. Soldatul observator e mort, sergentul e rănit. Măriucă, i-a spus ofițerul de la celălalt capăt al firului, continuă tu să ne informezi. De patru ori s-a cățărat Măriuca în nuc ca o veveriță. Observa unde se aflau dușmanii, cobora în grabă și transmitea la telefon tot ce vedea. La câteva sute de metri de casă și nucul Măriucăi, valurile de nemți s-au oprit, lovite de ghiulelele artileriei noastre. În momentul acela, România a pornit contraatacul. Fremătând de bucurie, fetița și-a dat drumul din copac și, insuclețită de bucurie, striga în receptor. S-a oprit! Atacă ai noștri! Urcată iar în nucul schilodit de bombardament, Măriuca vedea cum se ridicau nemții, se întorceau și gheboșiți, printre explozii începeau să se retragă. Dar când se bucura așa, un glonț tras de un dușman, care o observase, i-a străpuns pieptul, a amuțit și a căzut din nuc. A mai auzit glasul românilor răsunând printre explozii. În memoria sacrificiului său, trupul neînsuflețit al Mariei Zaharia a fost depus în mausoleul din Mărășești, alături de cei mai mari eroi a acelor lupte, iar în fața școlii din Haret s-a ridicat un monument închinat faptelor ei din anul 1917. În satul Haret, în anul 1977, a fost ridicat un monument chiar acolo unde s-a aflat în 1917, nucul în care se urcase măriuca, transmitând pozițiile dușmanilor. Monumentul se află azi în grădina unei gospodării. În fața școlii din acest sat a fost dezvelit bustul fetiței. Este școala în care și Maria învățase la vremea ei. În București, în sectorul 4, o stradă din cartierul apărătorii patriei poartă numele Măriuca în amintirea celei care a fost eroina de la Mărășești. Astăzi, din păcate, pilda jerfei copilei din Haret nu-și mai poate face loc în manualele școlare, nici măcar în treacă, de parcă ne-ar fi rușine cu eroii noștri.